1991, milițienii separatiști recurg la confruntări directe și atacă polițiștii de la Dubăsari. Detașamentul de miliție cu destinație specială din Chișinău vine imediat în ajutorul polițiștilor. Patru luptători din batalionul din Chișinău, Gheorghe Cașu, Gennadie Iablucchin, Valentin Mereniuc și Mihail Arnăut, își pierd viața pe podul de la Dubăsari. Vinovată de ceea ce se întâmplă în Donbas și s-a întâmplat. Păi, eu... Da sau nu? Nu știu. Dar de faptul că America e vinovat, știți precis. Știu. Geopolitica se implică foarte des în astfel de cazuri. Și Rusia nu. Eu nu am văzut cazul în Rusia. S-a implicat așa cum s-a implicat tot Statele Unite. Nu am văzut. Serios. Serios. Vreau să spun că o partii socialiste, care vă văzgăviați, este politică reșenie. Noi știam că noi trebuie să stăm federației. И, безусловно, я думаю, что эти миротворцы должны здесь оставаться. Эти миротворцы должны... Дезамазир, а сейчас страдали, борьбе, я же смотрю, ребят, если вы страдали, где стат, если вы попору и стат, а вот La 6 aprilie, un oricare Vladimir Bucarski la Odessa a fost la Учредительный съезд Народной Рады Бессарабия și передал приветствие, сердечный привет от соседней Молдавии, от партии социалистов Республики Молдова, ее лидера Игоря Додона. Noastră ce, nu înțelegeți că pe această cale merge spre sânge și spre război în această regiune? Doar sute și mii de pușcăiași bine instruiți de Moscova care își băteau joc de populația băștinașă. Și e că tu pușcata ești opt, opt să crie, răscoți din casă. Mașinile ca băi vieți acum, chem ușoare. Da. Mașin copii. Da, două fete de 9 ani, le-am mușcatele. Ce erau atât de părinică, că în unghi la țăi fetele și ele toate în sânge. Mă pun să-i doriu și cu snijalui. Frate, viața asta. Назовите. Я вам документы могу показать. У тебя есть гражданство Молдова? Есть. Да? И что? На заседании изборского клуба так, с Владимиром Анчифеевым. Почему так. Ты его не убит? А почему я должен убить? Я не убийца. И не просто. Ты знаешь, что на нем кровь? Ты знаешь, что он убивал граждан Молдова? Так, и причем... Ты знаешь? Почему? Нет, причем? Потому что господин Цырдя возглавляет изборский клуб Кишинев. Я возглавляю это... филиал. Филиал, да. Это филиал, который проповедует русский фашизм здесь у нас. Русский фашизм, а да. Конкретнее, какой да. фашизм? В чем фашизм я проповедовал? Я говорил о борьбе... Стойте. Я не буду стоять. Я хоть раз говорил... Поэтому стыдно. Нет, я хоть раз говорил... Будучи депутатом в парламенте Молдова, сидеть за одним столом с убийцем, который убивал украинцев в Донецке, который убивал граждан Молдовы здесь, так. Здесь, будучи депутатом, так. Это, ребята, что? Ведет что себя там? Как агентура. Здесь дойди волонтарь Каушенин, шау сакрификат вяца на чест разбой не декларат. Принтре ей есть и Василий Чернат, дин сату за им Каушенин. Și ziua și iată și acum, uitați-o arde orașul. Și acum suntem atacați din stânga, din dreapta, de pe urmă. Iată așa stă o situație. Sunt tancuri de livări în coașa la noi. Nu, și pe cele avem și le opri. La concert să mai duc oamenii ăștia. Să ridice și să șadă acolo, să șadă, să intre lui șipionca asta prin coastea aia în papura mamelor. Să-i minte și înseamnă libertate, că libertatea nu-ți câștigă cu ăsta. Coșii de făcut vânt la sfârșit răcoare. Cu armă în mână, până la libertate. La armie și numai decât la armie. Așa nu se crede bosașii ăștia și nici n-au să creadă nimic. Noi îi credem pe dânși că vor pași, dar ei ne împușcă ca pe câini. Și încă ne fac fașiști pământul nostru. Vreau să spun că o partii socialiste, care vă răzgăveau, este politice rășenie. Noi știam că noi trebuie să stăm federației.
И, безусловно, я думаю, что эти миротворцы должны здесь оставаться.